ziua și bine v-am găsit la Dicționar Medical. Astăzi îl avem alături de noi pe fizioterapeutul Alexandru Ilie, licențiat printre altele și în motricitate specială, cu o experiență de peste 13 ani în domeniu și de altfel și cofondatorul primei platforme online de fizioterapie din România. Bună ziua! Bine te-am găsit, Dana, mulțumesc mult de invitație! Și noi mulțumim că ai venit! Să vorbim acum, de data aceasta aș vrea să vorbim despre faptul că stăm foarte mult așezați. Stăm așezați la birou, da. Plecăm de la birou, mergem fie cu mașina personală, stăm ore în trafic, ajungem acasă sau mergem cu transportul în comun. La fel, primul scaun al nostru trebuie să fie. Ajungem acasă, ne așezăm pe canapea, stăm la masă, jos, practic, mai mult de, ce să zic, mult mai mult de jumătate din zi o petrecem stând. Unii dintre noi. Majoritatea, 8 ore, le petrecem la muncă, în care pentru majoritatea munca înseamnă poziția așezată. Apoi avem o pauză, să-i spunem, în total, cele 3 mese, să spunem că mâncăm o oră, deci sunt 9 ore, și călătorim, să-i spunem, o oră, dus-întors, da, 30 de 30. Sunt 10 ore pe zi, aproape garantate, pe care toată lumea le petrece în poziția așezată. Cum ne afectează acest stat jos asupra coloanei, spre exemplu? Este devastator. Este un impact la care nu ne-am fi gândit, pentru că, în principal, când te așezi pe un scaun, te gândești că te odihnești. Și dacă ții spatele drept, poate că ai coloana dreaptă, nu? E suficient. Da, dar de obicei asociem poziția așezat cu un moment de relaxare, cu un moment plăcut, nu? Există tot felul de fotolii performante, cât mai frumoase și pompoase și confortabile. Însă, din punct de vedere biomecanic, acum privind, atunci când noi stăm în picioare, în ortostatism, noi preluăm greutatea corpului nostru în totalitate. Dacă ai 100 de kilograme, 100 de kilograme ai presiune în coloana ta. Cu cât vorbim de segmentele inferioare și ne gândim la coloana lombară, de exemplu, care este cea mai afectată, atunci ne dăm seama, de fapt, că acolo se distribuie cea mai multă presiune. E bine, în momentul în care ne așezăm, surprinzător pentru majoritatea este că presiunea în coloana lombară este aproape dublă decât în ortostatism. Pentru că nu se mai transferă mai departe jos în picioare? Exact. Sau este un lucru atât de simplu. Mecanism. Da? Exact. Asta spun că biomecanica asta ne învață. Modul de distribuire a forțelor și ce se întâmplă cu organismul nostru în funcție de statusul pe care îl avem, fie că suntem statici sau dinamici. E bine, dacă înțelegem faptul că presiunea în coloana lombară este aproape dublă, și asta la fel sunt tone de studii, nu mai e o noutate atât de mare, ne înțelegem faptul de ce incidența herniei de disc și, de fapt, durerile de spate sunt atât de mari după simplu fapt că ai stat pe scaun. N-ai făcut un efort fizic, n-ai cărat ceva n-ai pe cărat, spate. N-ai lucrat la câmp. Da? Acum spuneai, exact, nu mai lucrează atât de multă lume în grădină. Nu mai avem greutăți mari să cărăm bidoane cu apă, știu eu. Cum era pe vremuri, făceai provizii. Exact. E bine, prin simplu fapt că stai, de fapt este un stres de origine mecanică care se realizează asupra coloanei tale în mod constant în fiecare moment. Atenție, indiferent de poziția pe care o adopți. Deci, indiferent de cât de bun ți-e scaunul și stai, cât de drept stai cu propriul spatele, de spătar, da? Ai o presiune mult mai mare în această simplă poziție de așezat decât în ortostatism. Ce-i drept, în funcție de poziția pe care o adopți în așezat, poți să reduci un pic din acest damage, din acest stres pe care l-ai asupra coloanei lombare, sau mai puțin. Da? Deci dacă, de exemplu, mă duc și stau foarte mult timp a plecat spre înainte, atunci voi simți că va fi o presiune în ce în ce mai mare. Dacă, de exemplu, curbura, scobitura de la nivelul lombar, de la lordoza lombară, se șterge și, de fapt, avem această prăbușire a trunchiului, pe care o observ la foarte mulți oameni după 3-4 ore de muncă, atunci, de fapt, se realizează o presiune extrem de mare chiar la nivelul discului intervertebral, unde este și incidența cea mai mare. L4 cu L5 și L5 cu S1. Și, practic, ce se întâmplă din cauza acestei presiuni constante și atât de mari pusă pe coloană? Da, mi-am pregătit cu un mulaș pe care vreau să ți-l arăt, tocmai pentru a se înțelege și mai simplu, de fapt, în primul rând, rolul discului intervertebral și cum ajunge acesta să se deterioreze. Ne imaginăm că aceste două vertebre sunt, de fapt, vertebre componente ale blocului lombar. Așa cum spuneam, vertebra 4 și 5 și aceasta ar fi, practic, prezentația sa în picioare. Da? Stăm drept, avem o curbură normală, avem discul semnalizat cu roșu și, practic, el are rolul de a absorbi permanent șocurile noastre. Fie că mergem, sărim, urcăm treptele. Greutatea se mișcă, se ridică. Exact. Și pentru a nu avea
o afectare a rădăcinilor nervoase sau a măduvei spinării, din fericire aveți această parte componentă care e ca un amortizor care preia toate aceste șocuri. În momentul în care noi ne așezăm, această biomecanică se schimbă. La majoritatea dintre noi, așa cum am spus, gradul de presiune crește. Deci, cu alte cuvinte, se încurajează deshidratarea discurilor intervertebrale foarte frecvent constatate pe RMN-uri și pensarea acestor spații. Ce înseamnă pensare? Atunci când noi nu avem o poziție perfect dreaptă, deci dacă stăm în așezați perfect drept, ce se întâmplă este o exagerare de presiune pe discul intervertebral. În momentul în care poziția mea a început să fie perturbată și, de exemplu, nu am spatele drept, se realizează o pensare în plan anterior și am să arăt acum și la cameră, în această formă. Și adică se schimbă unghiul de presiune, practic, asupra... Se anteriorizează vertebrele, exact. Presiunea pe discul intervertebral se modifică și astfel inelele fibroase, adică această parte componentă externă, cămașa care îmbracă discul intervertebral, începe, practic, să cedeze în primă fază, generând o presiune pe rădăcina nervoasă și sub formă medicală vom întâlni acest termen de protuzie discală sau de bord discal. Deci, practic, este așa, ca un fel de bulă. Ca o bulă, ca un balonaș. Da? Da. Asta se întâmplă atunci când stai pe scaun. Te duci acasă, te relaxezi, stai un weekend, se creează ceea ce se numește regresia herniei, un fenomen foarte întâlnit și, de fapt, singurul fenomen prin care putem să înțelegem de ce când lucrez 2-3 zile intens și sunt concentrat, mă doare spatele, a venit weekendul și, duminică nu mă mai doare spatele. Ce s-a întâmplat, de fapt, la nivel intern este acest fenomen de regresie. Starea discurilor este încă bună, însă ai o instabilitate discoligamentară. În afară de această componentă importantă discul intervertebral, avem componenta ligamentară și musculară, care joacă un rol hotărător în a reduce stresul asupra discurilor intervertebrale sau, din contră, a lăsa totul asupra lor și a facilita, practic, instalarea acestui fenomen cunoscut de hernie de disc, care este foarte frecvent întâlnit, Dana, chiar și la oameni de 30 de ani, de 27 de ani, care se duc la medic, spun, mă doare spatele. Medicul prima oară spune de cât timp, ce semne ai și, în funcție de câteva răspunsuri, recomandă să-i facă un RMN. Și atunci descoperă o hernie. Descoperă această hernie. De ce? Pentru că el de la 18-19 ani deja poate lucrează și are deja 8-9 ani. Mai devreme chiar de în ziua de astăzi stau la calculator și se joacă ore în șir, nu-i poți să-i miști. Ei, acest fenomen, dacă este înțeles, se înțelege de fapt de ce ne autodistrugem prin simplu fapt că stăm în poziție așezată. Cât ar trebui normal, să zicem, să stăm? Adică, sau cum ar trebui să stăm? Să stăm în poziția, nu contează, stai, nu e bine. Ești deja afectat. Dar cum poți să faci ca să atenueze aceste efecte? Nu știu, te ridici la intervale regulate de timp, trebuie să faci anumite mișcări. Ce poți să faci ca să... Primul lucru l-ai spus deja, care este extrem de important, să te ridici la anumite intervale de timp. Și lucrul ăsta, din păcate, nu se va întâmpla pentru că oamenii ascultă acum pe noi odată și spun, am înțeles, trebuie să mă ridic. Ci se va întâmpla strict dacă vă poziționați o alarmă pe telefonul mobil și se va numi ridică-te și o să sune din oră în oră. Dacă nu faci acest lucru, îți spun că nu se întâmplă. Da, trebuie să fie ceva care să-ți aducă aminte. Întotdeauna zici, las că mă ridic ora viitoare. Exact. Deci dacă la toți pacienții care au instalat această simplă alarmă, mi-au spus, băi, mă ridic mult mai des. Al doilea lucru pe care oamenii poate să-l facă și care din nou este foarte simplu, să înceapă să lucreze din picioare. Există o groază de mese astăzi care pot fi puse, ridicate. Sunt stand-up desk-urile, la ce te referi, dar sunt echipamente care nu sunt ieftine deloc. E vorba între noi. Adică poate să fie și 2500 de lei. Adică poți să te duci pe un pervaz care e mai ridicat și să stai eventual... Eu le-am propus tuturor, bazat pe propriul exemplu, pentru că soția mea este economist și lucrează cu laptopul. Și am spus, înțelegând tot acest lucru și povestind despre acest fenomen, zic că dacă reușesc cu tine, posibil să reușesc cu cât mai mulți oameni. În primul rând cu alarma, ceea ce a avut efect. Ea este testerul. Exact, ea este testerul. Iar al doilea lucru pe care îl am recomandat a fost să utilizeze masa de călcat, pe care cred că aproape toată lumea o are. Un stand-up desk deja pe care îl avem cu toții și practic am spus, ai masa de călcat, o pui în dormitor, că acum toată lumea a lucrat de acasă în ultima perioadă, în dormitor, în living, unde vrei și când te ridici de la birou și vrei să lucrezi în picioare, doar îți iei laptopul și te duci și o așezi pe masa de călcat și lucrezi 10 minute, 15, nu mai mult. Nu lucrezi. Este suficient cât să întrerupe acest pattern, ciclu distructic? Exact. Este un model de exprimare neurologic. Creierul înțelege, de fapt, care e comportamentul tău cotidian. Înmagazinează această obișnuință și spune, voi căuta să optimizezi toate resursele ca să-ți ofer ceea ce tu ai nevoie.
E, în momentul în care tu perturbi lucrul acesta în sens pozitiv, în sensul că îi cer să fie cu un tonus mai mare, începi să-și schimbi poziția, practic, și sistemul circulator este îmbunătățit. Pentru că impactul pe care îl are poziția așezat nu este exclusiv asupra coloanei lombare, devastator. Asta întregului corp și retenție de apă și problemele circulatorii periferice și probleme grave, care este TVP-ul, tromboza venoasă profundă, are, în, conform anumitor studii, aproape 10% cauzalitate dată de statul prelungit. Tipologii diverse de cancer, Dana, cum este cancerul de colon, este deja dovedit științific, este într-o corelație extrem de strânsă cu numărul de ore prelungite state în poziția așezată. Și nu numai ce povesteam și mai devreme, inclusiv disfuncțiile respiratorii sunt în strânsă legătură cu faptul că stăm foarte mult în poziția așezată. Pentru că nu mai facilitezi practic aparatului respirator mecanica de care are nevoie ca să poată să funcționeze optim. Deci, acătă că poziția așezată are un impact, îmi place mie să spun și din păcate e adevărat, devastator. Și este cuvântul optim pentru a descrie ce se întâmplă. Este devastator, este un dezastru pentru comportamentul nostru. Gândește-te, dacă aș lua un câine care îți vin și spun, Dana, îl iau și îl țin în două lăbuțe, trei ore pe zi. Îl distrugi, formatul lui de organism este pentru stat în patru... Exact, chinui acel animal. Multă lumea va începe să ia de mine, să spună cum îți permis să faci așa ceva, e un lucru care nu este normal. Același fenomen, din punctul meu de vedere, se întâmplă asupra comportamentului biomecanic uman. O ființă care a fost proiectată să fie bipedă, să petreacă 10 ore, 12 ore în picioare, să meargă, să alerge, să sară, să culeagă obiecte, să cară greutăți, a ajuns să fie chinuită, din punctul meu de vedere, să fie așezată, să fie pedepsită, să nu mai fie în acord cu natura sa. Aceea de a fi biped, așa cum am spus, și să ajungă, practic, de fapt, acest pattern să se inverseze. În loc de a sta 10-12 ore în picioare, am ajuns să stăm 10-12 ore în așezat și o oră, două să ne odihnim. Și cel mai bun exemplu sunt, de fapt, bunicii noștri, în care, dacă te aduci aminte, spuneau tot timpul la prânz, mă duc să mă întind și eu 30 de minute să mă odihnesc. După ce mâncau. Gândește-te că comportamentul uman de astăzi este caracterizat prin opusul acestei fraze care spune mă duc să mă mișc și eu 30 de minute. Să-mi fac gimnastică la prânz, seara, oricând. Deci am ajuns ca perioada în care ne mișcăm să fie de fapt momentul care îl programăm și momentul nostru de răsfăț pentru organism, dacă vrei să-l privești așa, așa cum era odihna. Acum exact, doar 50 de ani, nu mai mult, așa a ajuns acum să fie momentul de mișcare. Când spui, mă duc la sala de fitness, mă duc la fizioterapie, mă o să alerg în parc, mă duc 30 de minute să fac și o mișcare. Când ajungi la fizioterapie, bănuiesc că deja afectarea este destul de mare. Sunt durerile de numai. Adevărul e că în România oamenii se duc la doctor atunci când îi doare foarte tare și nu mai pot duce durerea pe picioare. Aș vrea să mă scuz un pic pentru că această afirmație spun că am legături foarte strânse cu piața americană și spun că este valabil peste tot. Da, românii nu sunt cei singuri care se duc la doctor când nu mai pot de durere. Știu că sunt națiuni care sunt mai educate, în sensul că mai învățate să meargă la niște controle periodice decât sunt românii. Aș spune că sunt stimulate din punct de vedere al programelor de asistență socială. Da, posibil. În sensul că li se oferă și prin Germania tot felul de analize gratuite dacă se duc și își fac anual anumite investigații, exact, niște controle medicale. Totuși, noi avem acest tipic. Eu știu că te duci la doctor numai când te doare, altfel nu te duci. Când te doare tare. Problema este că atunci când te doare foarte tare, bănuiesc că afectarea asupra coloanei este deja majoră, nu? Este destul de mare, de multe ori. Mulți amână să se ducă și mai mult la doctor pentru că se gândesc că ajung la bisturiu. Există, prin fizioterapie, se poate recupera o parte sau se poate ameliora această hernie, că de fapt și de drept ajungem la hernie, nu? Ajungem la o hernie, așa este. Am să-ți răspund printr-o declarație oferită de Asociația de Neurochirurgie din Statele Unite ale Americii. E bine, toți neurochirurgii din Statele Unite ale Americii au spus că 9 din 10 oameni care le vizitează cabinetul nu au indicație chirurgicală, cu toate că au hernie de disc. Și tratamentul lor recomandat este fizical, kinetic și medicamentos. Deci, cu alte cuvinte, 90% din oameni își pot gestiona hernia de disc dacă vor realiza acele exerciții specifice afecțiunilor, cu ajutorul cărora, de fapt, să-și
ajute scheletul să se orienteze într-o manieră mult mai favorabilă pacientului și astfel durerea să înceapă să se remită. Să revină cât de cât la aproape de normal. Că bănuiesc odată sensibilitatea apărută, e cazul să ai grijă să nu... În funcție de gradul de herniere, uite, acum am pregătit câteva mulaje și am să-ți arăt două lucruri foarte simple, sper eu, de înțeles. Aici vedem cu acest roz foarte frumos colorat un disc normal, da, un nucleu pulpos. Vedem cum arată el uniform. Iar aici vedem, de fapt, că un astfel de nucleu, aici este o secțiune transversală, da, e o privire de sus în jos asupra coloanei noastre, cum un astfel de disc începe să aibă parte de o migrare. O migrare care, dacă o privim așa, ne uităm că este posterolateral dreapta. Da? Uh-huh. Ei bine, în acest caz, niciodată niciun neurochirurg nu o să-ți recomande vreodată. Fie că ai debord discal, fie că ai protuzii discale, sunt termeni medicali care exprimă diversele faze ale herniei de disc. Hernia din disc ne imaginăm că este un fenomen care poate fi împărțit pe etape. Etapa în care se recomandă intervenția chirurgicală conform neurochirurgilor este dată de acest sechestru discal. Deci, practic, când întreaga constituție gelatinoasă internă a reușit să perturbe rând pe rând fiziologia discurilor, inelelor fibroase și astfel nu mai are o cămașă care să poată să susțină acest nucleu. Exact. Și acest nucleu începe, de fapt, să aibă o evacuare în plan posterior sau posterolateral, fapt ce determină un factor compresiv asupra moduvei sau rădăcinii nervoase, care ulterior determină anumite manifestări. Cred că acela este mulajul care ne arată exact. Exact. Uite, aici putem să vedem deja, în această fază, de fapt, indicație. Pacientul nu prea mai știe ce să facă, ar face orice să scape mari de dureri. Are dureri foarte mari, are cu siguranță semnele specifice de afectare neurologice, adică parestezile, amorțeala, furnicătura, care sunt prezente aproape în orice poziție și cu o implicare destul de distală, adică ajunge să ai pe gambă, chiar pe picior, până la călcâie. Deci te doare practic simți spate până jos. O disfuncție practic neurologică. Cu alte cuvinte, ceva sugrumă acest nerv. Este, așa cum arătam anterior, aici într-o manieră dinamică. Vorbim despre acest balonaș care nu mai vrea să mai facă o regresie, s-a fixat, ai un factor compresiv radicular numit în rapoartele medicale, s-a fixat în rădăcina nervoasă, este cu o lezare internă foarte mare, deci toate acele inele care țineau captiv nucleul s-au rupt în totalitate și doar un mic firicel, doar o chestiune de timp până când se poate realiza o rupere completă și atunci de multe ori se instaurează și brusc un deficit motor. Dar foarte puțini oameni ajung până acolo pentru că durerile sunt insuportabile și de asta se ajută cu foarte multă medicamentație ca să reduci procesele inflamatorii și apoi să ajungi la neurochirurgie dacă se pretează însă atenție. 9 din 10 oameni nu au nevoie să se opereze. Bănuiesc că aceea, faza anterioară pe care ai arătat-o, este de fapt cea din care am putea să controlăm sau să recuperăm. În conform statisticilor, 9 din 10 oameni nu se află într-o fază terminală, indiferent de simptomatologia lor. Ei pot avea o simptomatologie acută, pentru că de asta simptomatologia e o chestie personală. Ce înseamnă pentru tine o durere de la 0 la 10 de 8, poate pentru mine înseamnă de 4. Da, pentru că acum de vorba de toleranță a durerii, da, diferit. Da. Și atunci noi întrebăm pacienții, de cât timp vă doare, cum vă doare, o durere punctuală, o durere referală, pleacă stânga, pleacă dreapta, pleacă pe fese, dacă coboară până unde, avem și parestezii, adică furnicăturile și amorțelile, punem să facă teste motorii, să vedem dacă afectarea motorie există sau nu. Și în funcție de tot acest tablou, noi putem și ca fizioterapeuți să realizăm un prognostic. De obicei, pacienții nouă ne vin întotdeauna din partea medicului neurolog sau neurochirurg, în care îi spune, nu ești de operat, du-te și fă tratament medicamentos, din păcate foarte des și recomandat pe o perioadă scurtă, însă pacienții abuzează și ajung să devină automedicamentația, da, din păcate, și își mediază durerile, iar problema crește din ce în ce mai mult. Și cu această recomandare din partea unui neurolog sau neurochirurg, noi venim și de fapt intervenim prin reechilibrarea tensiunilor musculare locale, practic facilitând ca acest nucleu pulpos să nu mai migreze atât de mult stânga sau dreapta, să nu înainteze, practic, hernia, având o siguranță, o nouă cămașă, dacă tot am vorbit de această cămașă, de data asta de origine ligamentară a forțelor provocate de inserțiile musculare și a mușchilor din această regiune periarticulară, adică de jur împrejurul coloanei. Practic, ce fel de exerciții se fac la fizioterapie? Cam cum
În funcție de gradul de afectare pe care îl ai, ai anumite obiective. Dacă pacientul ți-a venit la început cu o fază, eu numim noi subacută, sau poate chiar de multe ori acută, da? E o durere foarte, foarte mare, alarmantă. E bine, atunci ai obiectivul de a reduce procesele inflamatorii, ai obiectivul de a reduce durerea și de a câștiga ulterior mobilitatea, pentru că mobilitatea este foarte mult afectată. Cum spune, nu mai pot să mai mă aplec. Păi nu, de durere nu se mai apleacă, nu se exact. Mai mișcă. Exact, practic este un sistem neuromuscular declanșat de către creier, prin care el se numește reflex antalgic, prin care cooperează întreaga musculatură într-o manieră în care nu te mai lasă pe tine, deci el a preluat controlul, ca să-ți fixeze această patologie într-o manieră în care îl spune, mă, să nu te mai duci tu în anumite direcții în care o să-mi faci rău, te blochez eu. Atunci pacientul zice, m-am blocat de spate. Da? Asta e sistemul. Tu ai în continuare mușchi, dar trebuie să desfaci acest sistem de protecție. E bine, exercițiile întotdeauna sunt progresive. Sunt exerciții care pornesc de cele mai multe ori din extremități. De exemplu, dacă te doare zona lombară, îi începe, dacă lucrezi cu mine, să faci exerciții cu glezna. Da? Pentru că avem o explicație din nou foarte simplă, avem toată această lojă posterioară a membrelor inferioare care de cele mai multe ori intră într-o stare de tensiune, cât și traseul nervului sciatic este inflamat. Și atunci, practic, prin această mobilizare distală a gleznelor, a genunchiului, a șoldului și abia apoi mă apropii foarte, foarte local de coloana lombară prin exerciții de izometrie sau tot felul de astfel de exerciții, ajung să reduc acest proces inflamator, să câștig mobilitatea și, bineînțeles, să reduc durerea care îl interesează cel mai mult pe pacient. Deci noi, practic, avem un sistem format din o parte a coloanei, da? Care este afectată de o astfel de hernie, și partea de sub ea, tot ce înseamnă sistem osos și articular, care este blocat și afectat de faptul că... Neurologic. Exact. Neurologic. Acel nerv sciatic este presat de o hernie. Da. Și, practic, reluați, refacerea elasticității, a mobilității, se face de jos în sus, de nu jos, de sus în jos. Da. Facem și cu mâinile, facem și cu capul exerciții în momentul în care ai afectarea blocului lombar, reglăm funcția diafragmului. De exemplu, din cauza faptului că stăm foarte mult în poziție așezat, cum povesteam, diafragmul nu mai are o mecanică corespunzătoare. Ce se știe mai puțin despre diafragm este că el are trei inserții, o inserție sternală în capul pieptului, pe rebordul costal și inserții pe coloana lombară. Primele trei vertebre ale coloanei lombare sunt ceea ce se numesc pilieri diafragmatici și care în momentul în care acest mușchi nu își realizează cursa sa completă, să respirăm complet, să mișcăm și abdomenul, cu alte cuvinte, el este un mușchi tensionat. E bine, această tensiune se duce fix în aceste vertebre lombare care de cele mai multe ori creează un sistem de rotație vertebrală. Și omul vine cu dureri lombare, se gândește că are o hernie de disc. Știu, am ridicat greutăți, am făcut tot felul de lucruri și este primul loc care se gândesc toți pacienții, am ceva grav, sper să nu mă operez. Și eu vin și fac cu el exerciții de respirație sau tot felul de tehnici de inhibiție a mușchiului diafragmatic și în final câștig ceea ce se numește normalizarea procesului respirator și a mușchiului diafragmatic și vine și îmi spune, nu știu ce mi-ai făcut, că ai umblat pe la burta mea pe acolo, abar n-am, dar mă simt mult mai bine. Cu alte cuvinte, am făcut un exercițiu de stretching, dacă vrei, prin care am normalizat această tensiune. Era un mușchi contractat care trăgea fix de zona care era dureros. Oricum supra-solicitată. Așa este. Cât de mult putem vorbi de recuperare? Se poate ajunge de la o astfel de situație înapoi la o situație normală? Din punct de vedere imagistic, nu. Adică, dacă fac un RMN acum și îmi fac un RMN peste un an de zile, timp în care am realizat în mod consecvent exerciții fizice terapeutice sau kinetoterapie, fizioterapie, cum se cunoaște, nu poți vedea poate o constatare semnificativă. Vei putea, există fenomenul de regresie a herniei care se poate constata, însă este rar întâlnit și de multe ori, și este rar întâlnit în principal pentru că pacientul nu mai realizează RMN-ul, pentru că se simte bine. Nu. În schimb, putem vorbi de un management al herniei de disc. Cu alte cuvinte, putem să, nu știu, ne adaptăm cu situația respectivă și învățăm să ne mișcăm în jurul ei sau cum? Reușim să creăm factorii favorizanți din punct de vedere al tensiunilor biomecanice locale, cu ajutorul cărora, de fapt, creierul, din nou, sistemul nervos central, își optimizează funcția. Problema în continuare există în parametrii mult mai mici, cu alte cuvinte, nu te mai doare, nu mai am orțel, sau dacă durerea era de 7, te doare de 2, dacă era în fiecare zi, te doare de 2 ori pe săptămână.
Și acest lucru, practic, îți realizează o inserție în activitățile cotidiene, îți duci viața cât poți de bine și, în final, chiar poți să ajungi într-o fază în care spui, doamne, mă doare foarte rar, mă doare, oricum, incomparabil, este nesesizabil. Și asta e, de fapt, ceea ce poate realiza fizioterapia la 9 din 10 cazuri de hernie de disc, la 9 din 10 vizite. Dar bănuiesc că asta există, la neurochirurgie. Există totuși o condiție, să continui să faci aceste exerciții, da? Și să nu te întorci la vechile obiceiuri, cele care au dus la apariția problemei. Așa este. Există un mit în România. Mitul a fost creat din cauza a sistemului de asistență socială. Este mitul celor 10 ședințe. Da, mă duc la cabinet să fac la și care 10 dreptul, ședințe. Exact, la care ai dreptul prin asigurarea de sănătate. Să știi că acest fenomen, acest model de 10, se găsește la răspândit și în mediul privat. Eu nu știu cum au ajuns toți colegii mei să spună, hai să facem 10 ședințe și nu 8, nu 12, nu 15. Deci hai să începem cu 10 ședințe. Chiar, adică e un număr așa. Efectiv, e un număr magic care a pornit din cauza sistemului social care, care atât de contează oferă, practic exact. E ca acea poveste în care întreb soția, mă, dar de ce peștele îl tai tot timpul și la coadă și la cap? Și spune, așa am văzut la mama. Întreb și pe mama, așa am văzut la bunica și când o sună pe bunica, de ce? Păi aveam vasul mic și nu încăpea. Adică s-a propagat aceste 10 ședințe din terapeut în terapeut, încât am ajuns astăzi să fim. Că e standard, 10 sunt și ne sunt suficiente. Așadar, din experiența mea, este extrem de important ca pacientul să-și găsească o schimbare de obicei, să se raporteze la fizioterapie ca mijlocul cu ajutorul căruia poate să-și gestioneze faza dureroasă. Sau cu care prin care învață cum să gestioneze mai departe problema. Exact. Și ulterior își dezvoltă un nou obicei. Fizioterapia este un termen cu o conotație 100% medicală, însă eu am promovat și promovez mult în România termenul de fitness medical. Tocmai pentru că vreau să-i apropii pe oameni de această disciplină medicală, să înțeleagă că este un fitness, este o gimnastică medicală, este o gimnastică cu anumite principii. Intrăm așa într-un dans cu pacienții și în care, de fapt, caut să le spun că, măi, e o diferență mare între a merge tu la sală să faci ce crezi tu că ar trebui să faci sau să mai rău să faci exerciții luate de pe tot felul de platforme de astea de socializare sau vezi la o prietenă că-ți trimite și în a face niște exerciții pe care le poți găsi la un expert. Și de fapt, ca ai menționat de această platformă de fizioterapie pe care am construit-o, este locul în care, de fapt, mi-am dorit ca oameni din țară și din străinătate care nu au acces facil la un expert. Pentru că sunt multe orașe în care nu poți să ajungi atât de corect. În 10-15 minute, în jumătate, să ajungi la un expert. Nu poți. Și atunci, platforma aceasta de fizioterapie reușește să le ofere oamenilor accesul la experți de oriunde ar fi din lume, să poată să se asigure că pot realiza acele exerciții. Și că sunt exercițiile indicate. Exact, exerciții sigure, personalizate pentru momentul tău în acea fază în care te afli a vieții, a statusului tău clinic și pe care le poți realiza de oriunde ai fi. Asta este magia. Și lucrul acesta, practic, îți asigură eliminarea acelor obiecții, acelor scuze. Nu mă duc la cabinet pentru că n-am timp, nu mă duc la cabinet pentru că n-am bani, nu mă duc departe. Nu, ai acces. Ai acces la, uite, ai acces la informații exact, și poți să faci. Acest lucru l-am făcut în premieră în România și mă bucur foarte mult pentru invitația pe care mi-ai făcut-o, pentru că, de fapt, cu această platformă pe care am poziționat-o în România, și România devine parte integrată într-un grup select de țări, cum este Suedia, cum este Norvegia sau Statele Unite ale Americii și Germania, care aveau deja asemenea soluții înainte de pandemie instalate, tocmai care facilitau de fapt accesul specialiștilor cu pacienți. Și accesul pacienților la informație specializată, de calitate și verificată, că vă vorbim de oameni care sunt specializați în fizioterapie, în neurochirurgie, care explică toate lucrurile astea, pentru că o mare problemă în ziua de astăzi este cum îți găsești informațiile și ce informații crezi. Așa este. Trebuie să existe o sursă. Din păcate, pe ceea ce am întâlnit în pacientura pe care am avut în urma acestui an pandemic, care a fost dependent de telemedicină și s-a dezvoltat enorm de mult acest segment, care oamenii să înțeleagă că telemedicina nu este o chestie virtuală, care nu există, ci este practic facilitarea ta ca pacient către un expert prin care poți să afli exact ceea ce pe tine te interesa. Prin telemedicină, într-adevăr, nu putem avea acces la palpaj.
Da. Însă avem acces la o sumedenie întreagă de alte resurse prin care putem să facem multe lucruri pentru pacienți, mai ales cum au avut pacienți din Austria, din Elveția, din țări foarte dezvoltate și care spune: Alex, mi-e foarte greu să ajung pentru că distanța era mare, avea 100-120 de kilometri până la cel mai apropiat centru de fizioterapie. Iar atunci această soluție a fost o soluție extraordinar de facilă prin care la mulți dintre ei am și instaurat pe tot ceea ce am făcut în mediul online pastila de educație. Practic la mulți dintre ei li s-a explicat pas cu pas ce înseamnă de fapt raportul acela medical pe care ei l-au primit în urma unor investigații, pentru că din păcate peste 90% din oameni nu înțelegeau aproape nimic din ce li s-a dat în urma unui remediu. Da, pentru că sunt niște cifre acolo, sunt niște parametri pe care nu îi înțelegi. Da, și din păcate medicul nu a mai avut timp de cele mai multe ori să explice. Și nici nu avea cum să meargă la medic în pandemie, când atâtea cabinete au fost închise. Toată lumea a stat acasă luni de zile. Da, dar este durerea n-a greu. Plecat acasă. Exact, durerea n-a plecat. De acasă. De acasă, din corpul nostru, din păcate. Iar atunci această soluție s-a născut din dorința de a fi aproape de oameni în momentele dificile ale vieții, însă într-un an de zile deja a fost super bine testată și este în momentul de față un lucru facil, accesibil tuturor și care, din fericire, va fi și după finalizarea... Va și rămâne în memoria internetului, acolo există... Exact, corect. În momentul de față ai acces la specialiști de oriunde ai fi din lume, asta e partea bună. Foarte bine. Alexandru Ilie, îți mulțumim foarte mult și te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu de invitație, cu mare drag.